Miss Universe poți fi chiar tu. 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 Poți fi chiar tu. Miss Universe 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 poți fi chiar tu. Deseori să spunem că România este țara cu cele mai frumoase femei. Cred că și dumneavoastră vi s-a întâmplat să spuneți lucrul acesta. Noi, de când organizăm Miss Universe România, credem că anul acesta a sosit momentul să și demonstrăm lucrul acesta la nivel mondial, pentru că cred că este cazul să aducem în țară un trofeu sau măcar un loc în top 15 al cele mai importante competiții de frumusețe. Și cred eu că poate anul acesta munca noastră va fi încununată de una dintre cele 20 de finaliste pe care dumneavoastră le-ați văzut atât pe site-ul Miss Universe România, cât și în articolele apărute în presă și probabil de acasă. Mă gândesc că mulți dintre voi ați venit în calitate de susținători. Deși anul acesta vă prezentăm o finală într-o formă poate neobișnuită pentru dumneavoastră, întrucât în anii trecuți v-am oferit show-uri strălucitoare, noi trecem totuși acest eveniment la segmentul plus valoare. De ce? Pentru că am înțeles în 2011 cât este de greu să te menții patriot, să-ți dorești să-ți duci țara în lumina reflectoarelor la nivel internațional. Și, ce știu eu, poate cât de greu este să convingi tinerii să intre într-o competiție pentru nimic altceva decât pentru țara lor. Dar am și învățat, într-un timp foarte scurt, cât de important este să ai prieteni adevărați, oameni care să te susțină, buni profesioniști în domeniul lor, care să creadă în același cel pe care l-ai și tu. Și pentru asta le mulțumesc. Și, ce să vă spun? Obiectivul nostru pentru anul acesta a fost acela de a păstra România în competiția Miss Universe. Și am reușit. Iar pentru asta îi felicit pe membrii echipei mele și dacă îmi dați voie, chiar am să le citesc numele, pentru că suntem o mână de oameni care am pus tot sufletul, toată energia și toate resursele noastre în acest proiect. Mai Costache, Luminița Iordănescu, Dragoș Burcea, Mituș, Cristian Bucă, Maria Golban, Laurențiu Gâlmeanu și partenerilor noștri, Residence Hotel, mulțumiri domnului Cristian Penescu și lui Laszlo Foray, Autoclass Group, îi mulțumim lui Dragoș Furtună, Romanian International Bank, prin Daniel Roberts, Sover, Jet Salon, mulțumim Loredana Florea și echipei de stiliști de acolo, care ne sunt aproape în fiecare ediție a concursului nostru, Simplus, Antilab, restaurant Galianus, care a avut grijă ca finalistele de anul acesta să-și mențină forma potrivită pentru un concurs de frumusețe. Și mulțumesc Sebastianei Barbu,
Cocor Media Channel, UTV și UTV HD. Le mulțumesc tuturor că au înțeles ce înseamnă o competiție adevărată și ce înseamnă o competiție făcută cu suflet, chiar dacă anul acesta reflectoarele nu strălucesc prea puternic. Dar cred eu că cel mai important este ca lumina să vină din sufletele noastre. Și asta cred că oferă suficient. Vă spuneam că majoritatea ne sunt alături încă din 2009 și dacă nu au găsit încă antivirusul pentru Miss Univers România, eu le spun să nu-l mai caute, pentru că nu au nicio șansă. Odată virusați, vor rămâne în competiție alături de concurentele trecute, prezente și viitoare, pentru totdeauna. Și ce mi-aș dori eu cel mai mult este să creăm epidemie. Așa că, dragii mei, mulțumesc tuturor! Vă spuneam că am schimbat forma competiției, dar nu ne-am abătut de la regula de jurizare. Pentru că Miss Univers a impus ca fiind poate cel mai credibil concurs din țară. Am oferit întotdeauna probele pentru alegerile făcute, atât de juriul oficial, cât și de juriul presei. Și probabil că ați aflat mult dintre dumneavoastră că probele de concurs au devenit din ce în ce mai grele. Anul acesta am inclus probe de cultură generală solidă și era necesar să avem și o probă de gramatică a limbii române. Multe dintre concurentele înscrise, peste 1000, au picat. Nu știu dacă este un semn bun pentru noi. Dar important este că pentru a găsi cele 20 de finaliste din această seară, am străbătut 10.000 de kilometri împreună cu autoclas, în toată țara, în 11 orașe. Am văzut atâtea fete. Și iată că în această seară avem cele 20 de finaliste și vom vedea împreună pentru cine a fost făcut tot acest efort.
get a good feeling, yeah. Sunt frumoase, știe deja toată lumea, pentru că este o competiție a frumuseții. Ceea ce mă face pe mine să fiu mândră de ele este tocmai faptul că sunt genul de oameni pe care te poți baza în viitor. Pentru că sunt genul de oameni care își propun nu doar să iau un examen, ci să iau un examen cu notă maximă. Și asta face din ele ceva ce mie îmi dă confort. Și mă face să fiu mândră că în România există, da, fete frumoase, dar există fete foarte deștepte. Și pentru asta vă felicit pe dumneavoastră, familiile lor, pe cei apropiați, pe profesorii lor și pe cine a avut un plus în educația lor, astfel încât ele să ajungă ceea ce sunt acum. Vă reamintesc că alături de membrii juriului, publicul a avut oportunitatea să voteze candidata favorită. În ceea ce le privește pe finaliste, am dat start televoting în urmă cu doar două zile. Linia telefonică este deschisă și acum. Mai sunt 5 minute, până când împreună vom spune stop televoting. A trebuit să fie trimis un număr nelimitat de SMS-uri cu numărul de intrare în concurs al candidatei favorite, urmând ca voturile primite de la public să fie transformate în note, acestea fiind echivalentul evaluării a unui membru al juriului. În plus față de asta, dumneavoastră, publicul, cei de acasă, vor stabili cine primește titlul Miss Popularitate. Vreau să mulțumesc reprezentanților mass media, mulțumesc că ați venit în această seară aici. Vreau să mulțumesc membrilor juriului presei, cei care au decis care dintre cele 20 de frumuseți va primi titlul premiul presei. Și mulțumirile mele speciale se îndreaptă către Evelin Păuna de la Q Magazine, Daniela Băduță, revista Felicia, Roxana Iliescu, B1 TV și Tatiana Solomon de la Libertatea. Ei bine, doamnelor, domnilor, cred că de-abia așteptați să le vedeți pe cele 20 de finaliste. Așa că nu mai lungesc suspansul și le invit aici, alături de dumneavoastră.
cele 20 de finaliste de la Miss Univers România 2011. Vă rog să le mai aplaudați o dată. Și pentru că până acum nu ați avut oportunitatea să le și auziți, în afară de membrii juriului, încă nu le-ați văzut, ele au avut ședințe foto și filmări pe parcursul cantonamentului, materiale ce vor fi publicate pe site-ul Miss Univers România, dar aș vrea totuși să se prezinte fiecare, măcar să le auziți glasul, așa emoționat cum este în seara asta, că îmi imaginez că numai de vorbă nu le are de lor acum, dar Felicia, prima la catalog, se vede clar diferența, nu? Prezintă-te așa cum ai făcut-o de multe ori în cadrul Miss Univers România 2010. Bună seara, sunt Felicia Băducu, am 20 de ani, sunt din București, sunt studentă la drept la Universitatea București și îmi doresc să devin Miss Univers România pentru că vreau să fiu un exemplu pentru tinerele din zilele de astăzi și de asemenea cred că ar fi o experiență unică din care aș avea foarte multe lucruri de învățat. Vă mulțumesc! Claudia Bădulescu, numărul 2 în concurs. Bună seara, mă numesc Bădulescu Claudia, am 20 de ani, sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Științe Economice în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Îmi doresc să devin Miss Univers România pentru a demonstra întregii lumi că România încă are fete frumoase și deștepte în același timp. Noroc că nu mai rup degetele, Claudia. Borges Andrada. Bună seara, mă numesc Borges Andrada, am 20 de ani, sunt din Oradea și sunt la Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene. Îmi doresc să fiu Miss Univers România, deoarece vreau să demonstrez lumii că se poate câștiga atât prin frumusețe, cât și prin inteligență. Mulțumesc! Cristina Elena David. Bună seara! Numele meu este Cristina David, am 23 de ani, sunt masterandă în ultimul an la Universitatea Transilvania din Brașov și îmi doresc să reprezint România la concursul Miss Univers pentru că este visul oricărei fete și sunt mândră de țara în care m-am născut. Vreau să promovez cultura la cele mai înalte standarde, atât pe plan național cât și internațional. Mulțumesc! Iulia Monica Dumitrescu. Am învățat în sfârșit că nu-i place să-i se spună Monica. Deși mie îmi place foarte mult acest nume, m-a certat de fiecare dată în cantonament. Iulia, ai cuvântul. Mulțumesc! Bună seara, mă numesc Dumitrescu Iulia Monica, am 19 ani, sunt născută și vin din Cluj-Napoca și sunt o proaspătă studentă a Facultății de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, secțiunea Marketing. Îmi doresc să devin Miss Univers România 2011 pentru că aș fi mândră să reprezint țara noastră, România, prin frumusețe, eleganță, dar mai ales prin inteligență. Mulțumesc! Tot Dumitrescu, dar de data aceasta, Oana Maria. Bună seara, mă numesc Dumitrescu Oana, sunt din Brașov, am 21 de ani, sunt student anul 3 la American Hotel Academy și anul 1 la drept, în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Și îmi doresc să devin Miss Univers România pentru a demonstra că o femeie frumoasă nu are doar un rol decorativ. Andreea Roxana Dumitru. Bună seara, mă numesc Dumitru Andreea Roxana, am 23 de ani și sunt din Sibiu. Sunt proaspătă absolventă a Facultății de Geografie din cadrul Universității București și îmi doresc să devin Miss Univers România 2011, în primul rând ca să-mi demonstrez mie că am calitățile necesare și în al doilea rând pentru că vreau să reprezint cu demnitate România în cadrul Miss Univers. Mulțumesc! Mihaela Ene. Bună seara, mă numesc Elena Mihaela, am 24 de ani,
sunt din Moinești, am terminat facultatea AS, master în contabilitate și îmi doresc să devin Miss Univers România pentru a promova valorile și frumusețea acestei țări și, de ce nu, pentru a ajuta pe cei care au nevoie. Vă mulțumesc! Ioana Magdalena Enache, spionul de la Miss Univers România. Mulțumesc mult! Bună seara! Numele meu este Enachiana Magdalena, am 19 ani, sunt disighetul Marmației și momentan sunt studentă la două facultăți, în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La studii de securitate, respectiv administrație publică, anul 2, respectiv anul 1. Eu îmi doresc să câștig Miss Univers România, pentru că astfel vocea și ideile mele ar putea avea un impact asupra tinerilor aflate la început de drum, dar totodată și pentru tinerele care au nevoie de un model cu adevărat în viață. Mulțumesc! Beatrix Julia Hack. Bună seara, mă numesc Hack Beatrix Iulia, sunt din Târgu Mureș, am 20 de ani și sunt studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, specializarea nutriție și dietetică. Aș dori să devin Miss Univers România pentru a reprezenta țara noastră cu succes la concursul internațional și aș dori să fac țara mea foarte mândră de mine. Mulțumesc! Alexandra Camelia Hadade. Bună seara, mă numesc Hadad Alexandra Camelia și sunt studentă, am 21 de ani, sunt studentă la Facultatea de Științe Economice la Universitatea Oradea și îmi doresc să devin Miss Univers România pentru a deveni ambasadoarea Blue Heron și pentru a ajuta pe copiii care nu au posibilități sau care sunt orfani și pentru a reprezenta România la concursul Miss Univers din São Paulo, Brazilia. Vă mulțumesc! Elena Sabina Hodor. Bună seara! Numele meu este Hodor Elena Sabina, am 22 de ani, reprezint frumosul oraș Piatra Neamț și sunt proaspătă absolventă a Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, specializarea Management, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași. Îmi doresc să devin Miss Univers România 2011, deoarece vreau să demonstrăm împreună întregii lumi că România chiar merită un titlu suprem de frumusețe. Și totodată îmi doresc foarte, foarte mult să fac afaceri cu deținătorul licenței Miss Universe, Donald Trump. Vă mulțumesc tare mult! Ionela Adriana Holban. Bună seara, mă numesc Holban Adriana, am 18 ani, sunt din București și viitoare student a Facultății SNSPA, Relații Publice și Comunicare. Îmi doresc să fiu viitoarea Miss Univers România, deoarece consider că în țara noastră există nu numai fete extrem de frumoase, ci și inteligente și îmi doresc să împărtășesc acest lucru întregii lumi. Mulțumesc! Angelica Mitu. Mulțumesc! Bună seara, mă numesc Mitu Angelica, am 22 de ani, vin din Constanța și studiez la Facultatea de Management Turistic la Andrei Șaguna. Îmi doresc să devin Miss Univers pentru că această țară are nevoie de reprezentantă puternică, inteligentă, frumoasă și extrem de ambițioasă. Mulțumesc! Pentru a doua oară în finala Miss Univers România, de data aceea, de aceasta, aceeași mărie de altă pălărie, aș spune eu aceeași Larisa de altă culoare a părului, ceea ce o face de nerecunoscut, Larisa Popa. Bună seara, mă numesc Larisa Popa, am 24 de ani, vin din Slatina. Ce pot să vă spun decât că mi-aș dori foarte mult să câștig acest concurs pentru că ar însemna atât împlinirea unui vis din copilărie, cât și marea onoare de a-mi reprezenta țara la cel mai prestigios concurs de frumusețe. Vă mulțumesc! Emanuela Elena Radu. Bună seara, mă numesc Radu Emanuela Elena, sunt din Bacău, am doar 18 ani
și sunt proaspăt studentă în cadrul ASE București. Îmi doresc să devin Miss Univers România pentru a demonstra că România va ocupa un loc important pe podiumul din Univers datorită femeilor frumoase, independente și puternice, nu în ultimul rând puternice. Mulțumesc! Anca Ștefania Savu. Bună seara! Numele meu este Savu Anca Ștefania, am 24 de ani. Locuiesc în București, însă am copilărit într-o comună dâmbovițeană. Doresc să devin Miss Univers România, pentru că vreau să arăt întregii luni că poate exista o armonie între frumusețe, carismă și inteligență. Și mai doresc să devin dintr-un alt motiv, pentru că acesta este cel mai cunoscut concurs din țara noastră și câștigând acest titlu mă pot face mult mai ușor ascultată și vreau să și devin un model pentru fetele ca mine. Vă mulțumesc! Anca a fost responsabilă cu bună dispoziție în scurtul cantonament Miss Univers România de anul acesta. Mă mir că nu ne-a spus un banc. Mai devreme la juizare nu s-a putut abține. Jihan Shanabli. Bună seara, mulțumesc că ați venit. Numele meu este Jihan Shanabli, am 26 de ani, sunt din București. Momentan mă pregătesc pentru susținerea tezei de doctorat în cadrul Academiei Române și îmi doresc să câștig acest titlu pentru că mi oferă șansa de a mă face cunoscută, dar și auzită în lupta pe care eu vreau să o port împotriva violenței domestice. Mulțumesc! Adelina Tihulcă. Bună seara, mă numesc Iulca Adelina și am 19 ani. În prezent sunt studentă în anul 2, în Facultatea de Litere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Îmi doresc să devin Miss Univers România, deoarece mi oferă perspective noi și îmi poate schimba viața în totalitate. Vă mulțumesc! Și cu numărul 20 în concurs, Diana Ioana Vasiloi. Bună seara, mă numesc Diana Vasiloiu, am 22 de ani, sunt din Câmpul Muștel, județul Argeș și sunt student în anul 3 la Relații Internaționale și Studii Europene. Îmi doresc să devin Miss Univers România, deoarece vreau să am șansa să demonstrez tuturor țărilor participante la Miss Univers că România este nu numai o rivală de temut, ci și o adevărată câștigătoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă dați seama cât de emoționate sunt, mai cu seama că peste foarte puțin timp vom afla care dintre ele va petrece 3 săptămâni și jumătate la Miss Univers 2019 în São Paulo, Brazilia. Este o ediție aniversară, se împlinesc 60 de ani de când a fost pentru prima dată transmis pe un post TV, astfel că eu cred că este o ediție importantă și ar fi bine ca România să urce acolo pe podium. Le mulțumesc tuturor că au acceptat și provocarea din partea echipei Miss Univers România de anul acesta și anume aceea de a petrece o perioadă mai scurtă în cantonament, dar cred eu că la fel de plăcută pe cât au fost și celelalte din anii trecuți și pentru a nu avea privilegiul de a defila pe o scenă. Însă, cu siguranță, una dintre ele va primi o recompensă însutită participând în Brazilia, la Miss Univers. Ei bine, doamnelor și domnilor, la ora 20:30 am dat stop televoting. Am să-l și rog pe colegul meu, Dragoș Burcea, să afișeze pe ecranul nostru pagina dedicată finalistelor Miss Univers România 2011, pentru ca dumneavoastră să puteți vedea fetelor. Nu-i frumos să vă întoarceți cu spatele la public, zău așa, cum ne-am înțeles. Lăsați curiozitatea, știu că nu mai puteți de curiozitate, dar o să aflăm la momentul potrivit cine este Miss Popularitate. Vă reamintesc că au petrecut 4 zile în cantonament, timp în care au avut ședințe foto, filmări, s-au împrietenit și totul a decurs ca la carte, pe repede înainte și foarte eficient.
Așa că vă propun să urmărim împreună un film în care să pătrundeți și dumneavoastră în culisele Miss Univers România 2011. Ți-ai dori să ai și cum ai folosi eu. Încă de mică, când mă gândeam la supereroi, mi-ar fi plăcut să zbor. Dacă ar fi să recomanzi o carte cuiva, care ar fi aceasta și de ce? Când am fost la părinții mei în Italia, am citit o carte, Per amore, soltanto per amore. De ce crezi că e mai bine în viață? Să te ghidezi după ce simți sau după ce gândești? Eu zic că lucrurile astea merg mână în mână. Dacă ai fi ministru turismului, care ar fi prima măsură pe care ai lua-o? Doar prima, că sunt mai multe. Dacă te-ai întoarce în timp și ai putea schimba un moment din trecutul tău, care ar fi acela? În prezent, eu sunt mulțumită de felul în care viața mea a parcurs și prin evenimentele prin care am trecut și toate experiențele. Dacă ai avea o prietenă în care ar participa la Miss Univers, ce sfat i-ai da? În primul rând, ea spune să fie mândră că își reprezintă țara într-un concurs de frumusețe, în cel mai faimos și spectaculos concurs de frumusețe. Care crezi că sunt calitățile pe care ar trebui să le întrunească câștigătoarea Miss Univers? Prima calitate importantă este frumusețea fizică. Ce crezi că te diferențiază de celelalte concurente? Îmi place să cred că toate concurentele sunt egale, însă aturile mele ar fi naturalețea, spontaneitatea, modestia într-o oarecare măsură. Când este o femeie mulțumită cu adevărat? Frumoasă întrebare. Care este cel mai important sfat pe care îl ai da unui copil și de ce? Cel mai important sfat pe care personal îl aș da unui copil este cel pe care l-am primit și eu când eram de o vârstă destul de fragedă. Și aceea să-mi ascult părinții. Crezi că bărbații și femeile sunt egale într-o relație? Depinde de relație. Ce te face pe tine să fii mândră de locul din care provii? Provin din Brașov. Sunt foarte mândră de orașul din care provin. Cine este modelul tău în viață și de ce? Pot spune că modelul meu în viață este mama. Care este cel mai important sfat pe care ți l-a dat mama ta? Mama mea am multe sfaturi, de obicei. Ce ai învățat din calitate de concurentă la Miss Univers și nu ai putut învăța altfel? Am învățat că este foarte important să ai un echilibru. Cum îți dai seama că ești o femeie de succes? Consider că realizez acest lucru cu timpul. Care este cel mai mare dar pe care l-ai făcut vreodată? Consider că cel mai mare dar pe care l-am făcut vreodată nu este ceva material, ci mai degrabă spiritual. Dacă ai avea oportunitatea să joci într-un film, ce personaj vrei să fii? Îmi plac filmele cu Sylvester Stallone. Este un actor pe placul meu. Cum ai ajuta o fată care se subestimează să-și recapete încrederea în sine? Iar spun în primul rând că frumusețea este trecătoare și nu este cel mai important lucru. Din punctul meu de vedere, e mult mai important frumusețea sufletului. Ce te-a determinat să participi la Miss Univers?
aș vrea ca cele care nu au intrat în finala de anul acesta Miss Univers România să nu o ia ca pe o înfrângere personală care nu se mai poate repara în niciun fel, ci să o ia ca pe o încurajare de a participa anul viitor. Pentru că, deși nu ați fost foarte multe, a fost o serie foarte bună. Doamnelor, domnilor, momentul culminant al acestei serii, căci de ce ne-am adunat noi aici? Pentru a afla pentru ce am făcut toate acestea, pentru ce am trăit toate aceste emoții și pentru cine vom începe de mâine pregătirea pentru finala internațională. O invit alături de mine pe colega mea, Maria Golban. Este finalistă a concursului Miss Univers România 2010. Ba mai mult decât atât, din acest an s-a alăturat echipei Miss Univers România. V-am spus, cine se virusează odată nu mai scapă. Mariei revine misiunea frumoasă în această seară de a oferi florile, eșarfele, trofeele și minunata noastră coroană. Așa că, Maria, te rog frumos să mă ajuți. Bun. Vom începe decernarea premiilor cu acordarea titlului Miss Congeniality. Miss Congeniality a fost votat de concurente. Au notat cu note de la 1 la 10 fiecare finalistă. Mă gândesc eu că trebuie să fie prietena tuturor, să fie sufletul cantonamentului, să fi fost sufletul cantonamentului. Și probabil cea care a reușit să vă impresioneze. E destul de greu, având în vedere conjunctura, dar finalistele noastre au votat ca fiind cea mai bună colegă, concurenta cu numărul 12, Elena Sabina Hodor, Miss Congeniality.
Mergem mai departe. Vom afla în această seară pe cine a preferat publicul. Cine este Miss Popularitate? Pe cine au votat cei care au trimis SMS-uri la 1261? Numele ei este Jihan Shanabli. Mergem mai departe. Miss Fotogenie. Au fost acordate note de la 1 la 10 de către toți membrii juriului ca fiind cea care a făcut să fie fermecat aparatul de fotografiat pe perioada cantonamentului nostru. Sperăm că, nu știu, nu a fermecat și fotograful. Îl văd aici, nu e fermecat. Bun, suntem în siguranță. Alegerea juriului pentru acest premiu, Miss Fotogenie, este concurenta cu numărul 6, Oana Maria Dumitrescu. Emoțiile cresc. Unul dintre cele mai importante premii, cred eu, este premiul presei și cea care și-a început relația cu jurnaliștii români pășind cu dreptul este câștigătoarea acestui premiu. Numele ei este Monica Iulia Dumitrescu. Trecem acum la enumerarea prințeselor acestei serii. Premiul al treilea merge către concurenta cu numărul 16, cea mai tânără, Emanuela Radu. Parcă vă și aud inimile bătând. E greu? E mai greu decât în cantonament? Nu cred. Trece repede și nici nu doare. Premiul al doilea în competiția Miss Univers România 2011 revine concurentei cu numărul 10, Beatrice Julia Hack. Premiul întâi, First Runner Up. Știți că în România acesta este un premiu extrem de important și nu numai în România, dar în România s-a demonstrat că orice român poate urca mai sus de locul 2. S-a demonstrat asta în 2010 când deținătoarea premiului întâi a reușit până la urmă să meargă la finala Miss Univers. Nu este ceea ce ne propunem în fiecare ediție, dar trebuie să știți că în cazul în care Miss Univers România 2011 nu își va putea îndeplini atribuțiile, ocupanta locului întâi, deținătoarea premiului întâi, îi va lua locul, va obține titlul și va continua toate demersurile începute de aceasta. Așadar, premiul întâi se acordă la Miss Univers România 2011 concurentei cu numărul
11, Alexandra Camelia Hadade. Dragile mele, haideți să facem un pic de repetiție, să facem abstracție de public, să ne imaginăm că suntem la repetiție și să deschidem cortina 3 în partea aceasta și 4 în partea cealaltă pentru a le vedea pe cele care trăiesc cele mai mari emoții acum. Haideți! Una dintre ele este Miss Univers România 2011. Numărul de concurs este 15 și numele ei este Larisa Popa. Larisa a demonstrat că pregătirea este cea mai importantă pentru acest concurs. A trecut prin focurile cantonamentului de anul trecut, a avut curajul și puterea să se prezinte și anul acesta și iată, a reușit. Larisa Popa! Larisa, te rog să faci prima ta defilare în calitate de Miss Univers România 2011. Doamnelor și domnilor, le mulțumesc tuturor. Așa cum v-am spus și înainte de competiție, eu nu cred că a pierdut cineva ceva. Eu cred că am avut de câștigat cu toții și cred că, așa cum demonstrează chiar Larisa în această seară, întotdeauna există o speranță pentru viitor. Așa că vă mărturisesc, sunt mândră că v-am cunoscut și vă aștept pe toate pe viitor la Miss Univers România. Dumneavoastră vă mulțumesc și sper să ne revedem anul viitor, poate într-un foarte mare spectacol. Mulțumesc pentru prezență, o seară plăcută și vă rog acordați aplauzele dumneavoastră la Larisa. Dance with the people.